După întâlnirile cu CSA Fumați și Concordia Chiajna 2, CS Ștefănești poate fi considerat al treilea adversar puternic pe care Mușcelul Câmpulung îl întâlnește în prima parte a turului de campionat la debutul în Liga a treia. Deși nu a avut o evoluție constantă în primele 7 runde, echipa din Ștefănești are obiectiv stabilit promovarea pentru acest sezon. Are 4 victorii, 2 rezultate de egalitate, dar și o înfrângere, acumulând până în prezent 14 puncte, cu 2 mai mult decât echipa noastră. Echipa noastră a intrat de astăzi în cantonament, a ajuns deja la Otopeni, unde va înnopta, iar sâmbătă la prânz va pleca spre Ștefănești. Despre acest joc au vorbit la conferința de presă de miercuri antrenorul secund Ovidiu Tică, dar și cei doi atacanți, Simon Mazarache și Alexandru Lulea. Ne așteaptă un joc foarte greu, cu o echipă care probabil și-a propus promovarea, ca și celelalte care sunt acolo, Afumați, Chiajna. Sperăm să facem o partidă bună și să ne întoarcem cel puțin cu un punct. E adevărat, n-am pierdut din etapa întâi și lucrul acesta ne dă și nouă încredere, le dă băieților încredere să abordăm meciul. Probleme din punct de vedere de sănătate? Țețe și-a revenit? Poate să joace? Cred că până la ora jocului va fi apt să poată să joace. Sâmbătă nu s-a putut, fiindcă putea să încerce, dar risca să... pentru el să termine campionatul. Suspendați ca să naște ceva noastră. Nu avem jucători suspendați, nu avem efectiv complet. Sperăm să nu avem, să nu apară până la ora jocului jucători accidentați. Câte informații aveți despre CS Ștefănești? Despre CS Ștefănești am fost la meciul de la Târgoviște cu FCM-ul și am urmărit. Dar, repet, întâlnim o echipă foarte, foarte bună care la jocurile de acasă pune o presiune destul de mare atât a spectatorilor, cât și pe brigada de arbitri. O echipă care joacă de mai mult timp împreună, au 2-3 ani de Liga a 3-a, sunt cam aceiași jucători. Stau bine financiar. Stau bine, foarte bine financiar, dar cum v-am zis, plecăm încrezător că putem scoate punct sau de ce nu puncte de acolo. Meciul CS Ștefănești-Mușcelul Câmpulung, contând pentru etapa 8-a a Ligii a 3-a la fotbal, este programat a se disputa sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Dumitru Mătărău din Ștefănești. În avancronica partidei, colegii de la site-ul ilfovsport.ro oferă meciului pronostic 1 solist, motivând că echipa din Ștefănești, pregătită de Marin Dună, are de recuperat puncte după sincopa de la Clinceni, pentru a rămâne umăr la umăr sau chiar pentru a le depăși pe cele două rivale ilfovene. Astăzi, în seria a treia, s-au disputat deja 4 meciuri din cadrul etapei cu numărul 8, încheiate cu rezultate surprinzătoare, fie că ne referim la numele învingătoarelor, fie la diferența de scor. Inter Clinceni, FCM Târgoviște 7-0, Concordia 2 Chiajna, ACS Urban Titu 1-2, cu golul victoriei marcat de mușceleanul Rădescu în minutul 90. AFC Astra 2, CS Podari 4-0 și încă o surpriză, SCM Pitești, CS Afumați 2-1.